Mă pregătesc să merg cu Milan la cafea și apoi în parc să ne facem activitățile pentru că suntem în vacanță, cred că știți foarte bine și voi, și vreau să vă arăt pentru că v-am anunțat că am dat drumul site-ului Feira, despre care nu v-am povestit foarte multe pentru că am vrut să fac așa în liniște, n-am vrut să fac teasing, n-am vrut să fac mare vâlvă, am vrut pur și simplu să mi se îndeplinească dorința asta și să reușesc să-i dau drumul, pentru că lucrez de ceva timp la el și până am găsit produsele, până o arătat așa cum am vrut eu și așa mai departe, a trecut ceva timp și de asta nu am vrut să vă anunț din timp, pentru că nu știam exact când se va întâmpla, dar este live, puteți să intrați acolo să vedeți produsele și vreau să vă arăt, eu mi-am făcut o ținută neagră și vreau să vă arăt ce pun deasupra, pentru că este produsul meu preferat. O să vă arăt de ce geaca asta pe care o avem pe Feira este produsul meu preferat. Și anume pentru că, în primul rând, îmi place că e cu multe fermoare. Arată așa cool. Stați așa să-mi dau părul pe spate. Îmi place că e așa, oversized, arată bine. Îi se deschid toate fermoarele. E super versatilă, hai să vă arăt cum o transform din geaca asta de blugi în ceva mai cool. Avem aici fermoar pe care îl puteți desface și puteți să o purtați și așa. Deci, geaca se poate purta și așa, cum vreți voi, cât vreți voi. Arată mișto, zic eu. Asta mi-a plăcut foarte mult, la geaca asta. Și putem să-i dăm mânecile jos de tot. Și rămânem cu vesta de blugi, care poate fi purtată toamna, primăvara, poate fi purtată peste plovere, peste tricouri, peste orice. Se mai face și așa. Deci o purtați chiar cum vreți voi. Și mi se pare foarte fain și care umerii ăștia lăsați, ca și vestele de obicei sunt mai drepte. Dar o puteți desface până sus, adică efectiv puteți să faceți, să o faceți cum vreți voi. Mi se pare super cool că poți să ai și vestă și geacă în același produs.